seara, dragi privitori! Bună seara! Dar de unde vii, colega, în halul ăsta? De unde vin? De la pescuit! Aha, te-a prins faza contractuală că n-ai permis și te-a luat la chelfăneală? Nici vorbă! Nici vorbă! Mi se trage de la picamăr! Ce picamăr? Scula aia cu care scormonesc eu după momeală! Așa și? Am luat-o și am băgat-o la 110 volți. Și au ieșit niște gângăni. Mai mari, mai mici. Păi și? Și am zis, să fac cu ele și am băgat-o la 220 de volți. Și au ieșit niște râme, dar din alea așa subțiri. Doamne iartă-mă, ce să fac eu cu râmele alea, că nici nu se uită pești la ele. Bun, și? Și după aia am zis, hai să măresc la 380. Mă gândeam eu, încep și scormonesc și găsesc niște râme mai dodoloațe. Păi și? Și au ieșit minerii și m-au bătut. M-au bătut. Pe mine, dragă Grigore, ca să spui drept, nu peștele mă interesează, ci pescuitul, ca un sport în sine. Nu, uite, stai pe mal, arunci undița. Arunci undița. Da, vă rog, băgați-o în apă. Da. Pe mal, prindeți cârtițe. Vă duceți cu păpândăi acasă. Da, ziceam. Arunci undița, capul se aerisește. Da. Ce odihnitoare și încântătoare e natura. Da, aveți dreptate. Aveți dreptate, domnul Josef. Și eu vreau să spun asta. Și eu mă nebunesc după natură. Dar n-ar strica și nițel pește. Apropo, ai verificat bine râmele? Corespund? Cum să nu corespund total. Au să-și facă datoria cu tot elanul. Și încă ceva. Scoateți și ochelari când pescuiști. De ce? Păi ca și nu se sperie pește. Mai de mine, ce experiență aveți la pescuit, da? Și de când în când să te faci că dori. De ce? În felul ăsta ai șansa să mai tragi un pui de somn. Mai de azi, zicem, ce spiritual sunteți în mijlocul naturii. Păi vă poți să mai prind și un junc și un guturai? Da! Hai, ce drăguț sunteți! Zici că ai ales bine locul. Vai de mine, l-am verificat personal. E o înghețuială de crăpcine aici, mai ceva ca în mașina 37 la ora prânzului. Acum ce am spus, pe mine nu mă interesează pește. Da, vezi, pe. Opa! Ce? Opa! Parcă a venit. Opa! Așa, ia mușcă tu. Hai la tata încoa. Ai la tatancoa. Ai la tatancoa. Mi-a scăpat. Nu! Nu mi-a scăpat. Se prinsese de o rădăcină. Ai la tatancoa. Ai la tatancoa. Ai prins un pește în carne și os. Mai multe noase, mai multe noase. Dacă n-are piele, e curgoasele. Și zici că aici se găsesc crăpcini? Da, cu droaia. Dar de ce nu s-a găsit niciunul de unde s-a mea? Păi... De ce nu mușcă niciunul? Păi o fi râma defectă. Cine-și permite să vă muște pe dumneavoastră? Tovarășe șef, se poate? Da? Ce parcă ei nu vă cunosc, vă respect. Opa! Opa! Ce? Opa! Hai la tata coa! Hai la tata coa! Opa! Hai la tata coa! Ce-ți familiarism mi-a să tovarășe contabil? Ce sunt asta? Ce familiere? Păi ai la tata încolo, ai la tata încolo, se poate? Păi ai la tata încolo atunci. Și vorba mă ții de vorbă și... de a prins pește pe bandă rulantă. Da, lasă, că vin și la noastră tu așa, șef. Nu va nimeri niciunul. Trebuie să dea unul exemplu personal și urmă... Fugi de la mine și vin la tata. Păi dacă vă uitați urât la ei, lăsați-i liniștiți. Iar? Hai la tata încolo. Hai la tata încoa. Aoleu, e plin de icre. Ăsta a lucrat astă vară pe litoral. Ia lasă-mă că și asta a fugit de la mine și a trecut la dumneata. Păi vă luați după el. Ce știe peștele? Un înapoiat, un analfabet. Ce? Vă luați după ei? În apă e întuneric, nu știe să se orienteze. Ce? Iar? Hai la tata încoa, hai la tata încoa. Aoleu, lasă că-ți arătă ție. Saramură te fac diseară.
Aole, m-am înțepat, dacă nu te tai bucăți. Bine, Grigore? Bine, prinde mereu pește. Abia acum îmi dau seama ce hal de egoism poți să vii. Tovarășe șef, dar ce sunt eu de vină? Vă rog, treceți dumneavoastră în locul meu. Lasă-mă, domnule Pace! Vă rog. Ți-a spus, nu mă interesează peștele pe mine. Eu fac treaba asta, pescuitul ăsta, ca un sport în sine, ca o deconectare. Păi, bă... Bura! Vă deconectați-vă în locul meu. Vă rog. Vă rog, faceți sport dincolo. Poate vin la dumneavoastră. Mă rog, bine. Poate trag la dumneavoastră. Stai să nu sunt curte. Vă rog, să nu mă prindeți pe mine. Așa. Așa. Acolo poate o să vină și la dumneavoastră. Da. Da. Hopa. Hopa, hai la tata. Auzi, n-ai decât să te mai oprești? Ce e ăla? Un crăpcean. Ce ăla de Miguel ce-i? Iaule, ori fi gemeni. Sau o fi nevastă, sau nici aici nu scapă de ea. Da, bine, m-am lămurit, e clar. Nata, m-ai târât aici la pescuit ca să mă enervezi. Bine, rămâi, nata, eu plec. Nu să stau acum să-ți păzesc eu peștii. Nu, tovarășe șef, nu. Peștele nu e numai al meu, e rodul muncii noastre colective, armonioase. Cine a stat lângă mine? Dumneavoastră. Eu ce-am făcut, de fapt? Am ținut o nenorocită de undiță în mână. Cine mi-a coordonat munca? Dumneavoastră. Cine m-a sfătuit să-mi scot ochelarii ca să nu sperii caracuda? Tot dumneavoastră. Cine m-a învățat să închid ochii ca să prind un pui de somn? Numai dumneavoastră. Așa că peștele se cuvine să fie și al dumneavoastră. Dumneavoastră care m-ați învățat toate astea, trebuie să aveți 50% din peștele recoltat. E, Grigori, dragă, chiar 50% nici da, așa. Da, aveți dreptate, 75%. E, Grigoriță, băiatule, dar se poate, trebuie să mă înțelegi, eu nu m-am gândit. Da, aveți dreptate, 85%. Nu, asta nu admite ruptul capului, nu se poate. Bine, atunci luați-l tot, eu iau râmele. Nu există. Îl iei tu pe tot. Nu-l iau. Ba-l iei. Nu-l iau. Ba-l iei. Nu-l iau. Ba-l iei pe tot. Nu îl iau. Îl iei pe tot și mi-l aduci mie la mașină și porm acasă. Și cu remele ce face? Apropo de scena de adineaur, știi cum crește peștele? De la pescar la pescar. Să trăiți, să îmbătrâniți. Bună seara. Ce vă servește băiatul? O țiculiță, o măsliniuță? Spune-mi, te rog, este adevărat ce scrie în vitrină? Da, e adevărat. Ce scrie în vitrină? Că serviți pește viu? Da, sigur, sigur că da, sigur. Crab viu în bazin propriu. Ah. Sigur că la alegerea noastră, dumneavoastră la lege și noi îl omorâm cum bine voiți. Saramură, prăjit... Oh. Plachie, sarailie. Da. Bravo, domnule, foarte strudel. Bine. Așa îmi place. Te rog să-mi faci și mie unul. Saramur. Da, cu multă plăcere, dar știți, nu se poate, nu se poate acum. Dar de ce nu se poate? Băiatul care are sarcină să prindă pește e foarte ocupat. Dar ce faci? Se dă cu sania. Și nata nu poți să-l prinzi? Nu, știți că eu sunt foarte milos, n-am prins niciodată. Și... Te rog frumos, fă asta pentru mine. Prinde-mi și mie un pește, hai. Vă rog, pentru dumneavoastră, urmați-mă să alegeți pe care doriți. La bazin? La bazin. Da, vine? Poftiți, vă poftim rog. După dumneata. Hai. Poftim. Da. Care... Ia uite la ei cum zburdă. Dar spune-mi, te rog, da. Sunt proaspeți? Da, sigur, sunt foarte proaspeți. Chiar ieri am schimbat solzii. Da. Știți, care bați hotărât să alegeți? Da, știu eu. Dintre... Uite, uite ăsta de aici. Așa. Care dă din coadă să uite la mine. Nu, ăsta să uite la mine. Da, are ceva din privirea lui Nico Constantin. Uite, eu-l trebuie pe asta de aici. Pe asta, da, imediat, rog, imediat. Rog, cât ați zice crap, am și prins peștele. Foarte bine. Imediat. Ce-ți zic, domnule, ce-ți zic? Aoleu, m-am mușcat.
Nu te-a mușcat chiar ăsta? M-a mușcat ăla banditul ăla de 5 kg cu icri cu tropi. Păi dacă și dumneata îl apuci așa de gură, te-ți l-apuci de urechi. De urechi, îl apuc eu numai să mă lase, asta e. Poftim. Nu, am eu altceva. Da. Îl prind eu altfel. Îmi permiteți, vă rog, da, dacă nu vă supărați, mulțumesc. Nu aici. Permiteți, vă rog, da? Imediat vă servesc. Imediat. Asta e. Ce asta este? Țineți-mi asta. Da. Să vedeți cum procedăm. Da. Eu azi mut peștele. Asta e cu făcălețul. Da. Și în momentul când l-am agățat, stric, dă-i și arde-l. E bine? Bine, da. Hai că începem treaba. Moment. Dă-i! Ce faci, domnule, mi-a tatat de-aia mine? Nu trebuie să schimbam. Imediat, am altceva. Imediat vă servesc. Ia uite așa. Ia ține mata asta. Ce-s? Nu-i place mămăliga. Așa. Hai că-l prindem acum. Așa. Ia mămăliga, o pun în polonic, da. Și în momentul când el vine și apape, da. Întorc polonicul și pap, arde-l. Ce faci, domnule? Ce faci, mănici mobela peșterului? Mi-e flabă, domnule! Ce faci? Moment. Hai să vezi acum. Moment, atenție. Atenție, fii atent. Gata! Am mușcat de mămăligă! Ce? Am mușcat cu polonicul tot. Ți-a dus la fund. Dom'le, lasă, gata, renunț. Nu. Am voință, am ambiție, imediat vă servesc. Cam eu altceva, imediat. Lasă! Nu vă las! Ce e asta, domne? Ăsta e costum de scafandru. Pune ma tată ticule, sari în bazin și ia care vrei. Nu? Azi. Eu sunt un... Da. Altceva n-ai? Altceva, ce alt costum? Nu, domne, altceva de mâncare. Da, avem. Pui. Proaspăt. Dăm pui. Pui. Friptură? Friptură. Bine, poftiți în curte. Dar ce se caută în curte? Să-l prindeți dumneavoastră. Două blonde într-o galerie de artă. Una dintre ele arătând spre un tablou ce reprezintă un nud. Dragă, e adevărat că i-ai puzdat nudul Ștefănel? Cealaltă, privind-o superior printre gene. Vai, dragă, cum poți să crezi așa ceva? Eu sunt femeie măritată. M-a pictat din memorie. La început am fost noi doi. Am fost noi doi și un sărut. Al treilea nici nu exista, deși legenda îl cita. Desdemona, ai ochii verzi. Otelo, dragă, tu ce crezi? Că ei sunt verzi și l-ai trădat. Ideea Iago șur ți-a dat. Îți dau cuvântul de maur că mai demult te bănuiam. Sunt cam nervos și întors pe dos. Pe scurt să aflu totul vreau. Când ai Batista? Nu ți-o dat. Am fost noi doi și un sărut. Al treilea nici nu exista, deși legenda îl cita. Să-ți fiu pe plac, iubita mea, ori de vânt eu m-aș urca. Iaș, de ce s-aud în sat că Don Quixote a căpiat? Nici vorbă să te-ntorci-ți cer la mancea. Dulcinea, că măcar un semn că nu mă vei uita. La început am fost noi doi și un sărut. Al treilea nici nu exista, deși legenda mă-ntreb-o, Julieta mea, ce pasăre atunci cânta. Ți-am spus, bărbatul meu iubit, privighetoarea negreșit. Iar eu ți-am spus de atâtea ori, doar ciocârlia cântă în zor. Și uite așa ne-am învrăjbit, de-a ieșit ce-a ieșit. Și uite așa ne-am învrăjbit. La început
Am fost noi doi și un sărut. Al treilea nici nu exista, deși legenda cita. Era cam după Trafalgar. Așa ne-am întâlnit în scoar și ochii noștri și-au vorbit. Ce ochi, o lady, ai greșit. Doar cu un ochi și s-a mirat. Mă rog, acel ochi ce-ți lipsea avea un șarpe din omcoa. Vorbești cam fără de perdea, dacă te aude cineva. M-am început, am fost noi doi. Am fost noi doi și un sărut. Al treilea nici nu exista, deși legenda îl cita. La început am fost noi doi. Am fost noi doi și un sărut. Al treilea nici nu exista, deși legenda îl cita. După ce a dat greș cu Perestroica, ca să redreseze totuși marele Imperiu Roșu, Gorbaciov hotărăște să-l readucă la viață pe Lenin. Acesta-i scos noaptea pe șest din mauzoleu și readus la viață cu câteva injecții miraculoase al căror secret a fost bine păstrat până azi. Marele strateg al comunismului se trezește din somnul de veci, se freacă la ochi, îl vede pe Gorbaciov și îl întreabă: cine ești dumneata, Ciolovec? Urmașul dumneatale la cârma partidului, Batiușca. Da, în ce an ne aflăm? 1990, tovarăș Lenin. Și cum de-am ajuns din nou printre voi? Gorbaciov îi explică marelui strateg că murise, că fusese îmbalsamat și că fusese lăudat ca un zeu vreme de câteva decenii. Și de ce m-ați trezit? Fiindcă lucrurile merg prost în Rusia. Sau dumneavoastră ați greșit calea pe care ne-ați spus, sau noi v-am înțeles aiurea, dar e un dezastru. Profund nemulțumit, Lenin cere să îi se pună la dispoziție o documentație beton, ca să înțeleagă ce se petrece. După multe săptămâni de studiu aprofundat, Lenin îi cere lui Gorbaciov să convoace o plenară a Comitetului Central al PCUS. Tovarăș, e un dezastru, zice Lenin, punând pe jar întreaga asistență din Marea Sală a Kremlinului. M-am gândit să luăm totul de la capăt, așa că eu mâine voi pleca în Elveția. Tovarășul Lenin, săracu. Tu care ești cel vec? Nu te-am văzut niciodată pe aici. Aoleu, a vorbit mortul. Ajută-mă să mă ridic în capul oaselor. Ai, am amorțit de tot aici. Dar dumneavoastră nu sunteți deședat de tot? Geniile marxist-leniniste sunt nemuritoare. Păi depinde. Eu știu un caz de acum 5 ani de la Crăciun. Ia spune-mi, cum te cheamă, soldat? Permiteți să raportez. Sunt soldatul Vasile Vasilievich Muravski. Muravski? Muravski. Ești rudă cu fostul prim-ministru de la Chișinău? Sunt rudă cu tata. Român, sovietic. Aha, dar numele tău adevărat care e? Vasile Muraru. Dar rămâne între noi. Da, absolut. Și eu mi-am schimbat numele din Ulianov în Lenin. De frica ohranei țariste. Da, 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 și eu tot pentru ohrana amărâtă. Și de frica KGB-ului. Știți, la noi, în Basarabia... Ia stai jos. Stai jos aici. Basarabia asta nu era în România? Ba da, dar a luat-o Stalin de două ori. O dată cu ultimatum și a doua oară cu pixul, la Ialta, cu România cu tot. Și acum de ce nu se unesc basarabenii cu țara mumă? Păi, fiindcă li s-a pus o snegură pe ochi. Familia ai? Da. Da. Unde locuiesc ei? În Siberia, normal. Păi le place lor acolo, în frigul ăla. Știți, tata o suferit de meningită și n-are voie gloanță în șafă. Vreau să te întreb ceva. Vasile Vasilievici,
De ce nu mai vine lumea să mă viziteze? Păi s-a închis mauzoleul, se privatizează. Și Iosif Visarionovi Stalin, cu el ce s-a întâmplat? L-au evacuat pe el. Vasile? Da? Acum e voie să se facă glume cu mari conducători comuniști? Păi, cu așia morții? Da. Altfel, ce mai e pe afară? Permite-ți să raportez. Ciumă, molimă, holeră, sida și boala copiilor. Boala copiilor? Păi ce e? Păi așa e pe care ați descoperit-o dumneavoastră. Stânjismul. Boala copilăriei. Vasile? Da. Sper că nu înregistrezi tot ce vorbim noi aici. Eu nu. Nu mă băcălești tu pe mine, că sunt mumie bătrână. Dar e adevărat ce se vorbește? S-a prăbușit comunismul? Permite să raportez. S-a prăbușit, dar pe comuniști i-a prins afară. Îmi închipui ce i-am acelărit cei care au venit la putere. Hai bre, cum o să se măcelărească ei între ei. Ai. Dar de ce? De ce plângeți? Mă gândesc la bieții copilași ai bolșevicilor, ai comuniștilor. Ei ce fac acum? Averi mari. Cum așa? Nu înțeleg nimic. Păi așa e lumea împărțită acum. Unii care nu înțeleg nimic și alții care fac avere. Da. Și Armata Roșie ce face? Export. Cu ce? Vinde gamele cu rachete cu tot. Pe atunci? Atunci trebuie criticați. A încercat un ziarist din Moscova crezând că încercarea moartii n-are. Și? O avut. Vasile? Da. Dar ce astăzi mai e cenzură? Cenzură nu. Bombi, da. Mă rog, voi știți ce faceți. Păi tocmai asta e, că nu facem noi și nu știm cine face. Ia vino încă. Ia spune-mi tu. Se mai acordă ordinul Lenin? Păi ultimul care l-a luat s-a îmbolnăvit de mitralieră la Târgoviște. Și premiul Lenin pentru pace nu se mai dă? Să dă, l-a luat Gorbașov. Dar nu-i mai zice Lenin, îi zice Nobel. Nobel? Nobel. Păi ăla a inventat dinamita. Cum poți să-i dai unui premiu pentru pace numele inventatorului dinamitei? Păi pe lângă ce ați inventat dumneavoastră? Vasile, măcar tinerii, de ce nu se mai căsătoresc în fața statuilor mele? Care statui? Cum care statui? Am avut și la București una din bronz. Să fii matale sănătos, că au luat băieții și bronz, au luat și aurul și argintul și-au făcut clanță la palatele lor de cleștan. Da. Nebmanii, speculanții. Nu cunosc. La noi le zici și vipuri. Când am făcut eu Marea Revoluție din octombrie... Cunosc Marea Revoluție din octombrie, aceea care se serba în noiembrie. Ai. Și în România s-a făcut o revoluție și în decembrie. O adevărată minune. Și? Ca orice minune, o ținut 3 zile. Ai, ce vroiam eu să te mai întreb? Vasile, Edisu, da. Se mai vorbește de lampa lui Ilici? Da. O dată pe lună, când se încasează curentul. Și ce se spune? Ni rușine să vă zic. Zi-mă. Să zice de TVA-ul mamilor. Dar cum? Lumina nu mai vine de la răsărit? Păi da, dar împrumuturile vin de la apus. Mă, totul e ca proletariatul, clasa muncitoare să aibă hleba, pâine și vodcă. Au, toată este care a zis matale, dar să vând ca în biserică. Cum așa? Intră omul în vârful chișoarelor, smerit, să uite la prețuri, se închină și pleacă. Vasile, singura voastră șansă a românilor este să dați mâna cu marele vecin de la răsărit. Am mai dat odată și când am luat-o înapoi, ni lipsau 3 degete. Care? Basarabia, Bucovina și Tezaurul. E, lasă că vă refaceți voi. Da, ca în tango așa l-a scris de matale. Care? Adică un pas înainte și doi înapoi. Dar în general tu ești un tip cam sceptic. Eu sunt optimist, să-i videți pe ceilalți. Vasile. Da. Știi la ce mă gândesc eu? Eu am mai salvat odată proletariatul. Ce-ar fi să o mai fac odată? Pentru încă 70 de ani. Ia lasă pușca aia jos acum. Da, n-am... Las-o jos când îți spun. E încărcată? Da. Cu gloanțe? Cu țigări Kazbek. De ce nu vă dau gloanțe? Ei ne dau gloanțe, noi le dăm pe țigări. Și în caz de primejdie, cu ce trageți? Dar nu-i nevoie de arme. Avem noi reformele noastre care nu iart. Da. Uite, ia de aici creion și hârtie. Stai acolo jos.
ce scrie? Testamentul lui Vladimir Ilici Lenin. Testamentul meu, socialismul cu fața umană, fără greșelile trecutului, pentru un viitor luminos. Punctul 1. Țarul. Țarul să nu mai fie împușcat, doar oprit la aeroport. 2. Prețurile să fie cât mai mici și marfă cât mai deloc. Deviza noastră să fie, decât mult și prost, mai bine nimic, dar bun. 3. Pensiile. Oamenii să nu mai iasă la pensie la 65 de ani, ci la 45 de chile. 4. Să fie lăsați oamenii să facă avere, ca să avem ce confisca mai târziu. Securitatea. Să nu mai aresteze oamenii noaptea, să-i aresteze dimineața, când e omul odihnit. Sindicatele rămân așa cum au fost, cu reaua de transmisie a partidului, pluripartidism, plurisindicalism. Să te ții bulibășeală. Scrie, mafia comunistă să primească în rândul ei mafioți de peste tot, din toate partidele, deviza asta să fie. Mafioți din toate partidele, uniți-vă! Mai departe. Mai departe de mafia comunistă, nu trece nimeni. Femeile. Femeile să nu mai fie obligate să nască copii. Că nu le primește nici dracu, borțoase, până Cipru, până Turcia și în alte locuri de muncă pe brânci. Așa, călătoriile. Călătoriile internaționale să fie liberalizate. Să vadă tot mocofanul că nu primește viză de nicăieri, nici dacă vrea să se expună la grădina zoologică. Îmi pare rău că n-am rămas și eu când am fost în Elveția sau în Finlanda, acum mieta zil. Ce-ar mai fi? Ateismul. Destul cu ateismul. Oamenii să fie lăsați liberi să implore mila celui de sus. Că atâta le-a mai rămas. Ai scris? Da. Ce faci? Ce faci, soldat? Ce faci? Rup testamentul? Păi se vede că ești de pe altă lume, tataie. Păi toate astea se aplică, bre. Să faci totul. N-am știut. Nu-i nec, las, dă-l încolo de prostii. Mai bine fă, nănică, că eu trebuie să ies din post. Mai bine mai lua și pe mine afară cu tine. Auleu, dar nu știi ce-i afară, tataie? Nu mă sperie eu așa ușor. Eu am fost când s-a luat cu asalt palatul de iarnă. Păi da, dar atunci au fost și lumii care au mai scapat. Dormi aici, că dormi bine. Așa. Auzi, mă, și oldovene? Da. Vreau să spun ceva, că mi-e simpatic. Cineva a spus că secolul 21 ori va fi religios, ori nu va fi deloc. Păi după câte se întâmplă în lume, n-o să fie religios. Zdravici! Iubitule! Se pisicește Nastia pe lângă iubitul ei de ziua îndrăgostiților. Aș vrea să-mi cumpere un telefon nou. Păi, și celălalt? Celălalt îmi cumpără tabletă. Râdeți, voi râdeți. Dar văzând tot soiul de mutanți pe stradă, în metrou sau chiar în timpul orelor de curs, cum circulă pe internet așa ca mercur în termometru, am ajuns la concluzia, tristă ce-i drept, că s-a alterat foarte tare comunicarea dintre oameni. Așa că ascultați-mi sfatul. Respectați-vă părinții, căci ei au terminat școala fără Google și Wikipedia. Cristina, azi mi-a picat netul și a trebuit să petrec ceva timp cu familia mea. Foarte bine, și? Par oameni de treabă. Mă, nepoate, mă! Bă, când ți-o-i povesti ce mi s-a întâmplat, auzi, nu o să mă crezi. Nu o să crezi, mă! Iată, acum un an de zile, plec eu de la, tot așa în ajun de anul nou, plec de la Băilești, la București, la un proces, că eram martor la un proces, la unul alucal alb, care se bătuse cu stănica lui Trifoi, pentru Leana lui Știrbu, știi? Văr din fraț cu Ion. Cu Ion, mă, care o ține pe alu Cocoșel, care e vară de-a treia cu nevastă-mea, cu veta de-a, așa. Plec eu la București, că ei se judecă de vreo 2 ani.
Și dacă se mutară amândoi la București, mutară și procesul după ei, știi? Și acum dintre toți eu sunt cel mai câștigat, că sunt toată ziua pe drumuri. Că îmi spuse și judecătorul, zice, dacă nu te prezinți la proces, plătești amendă, auzi? Plătești amendă. Că avea dreptate Veta când îmi zise, mă, Mărine, 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 dracu te pus să te uiți la ei, mă, când se bătură. Că tu plecase după sare, după sare la comparativă, că se stricare și murăturile. Că până să ajungi tu la comparativă, să-ți fârși sarea, să închisă comparativa, intră în inventar, pe urmă intră și Gica lui Ciupeală, responsabilul doi. Intră și el în pușcărie și să stricare gogonelele. Așa, și plec eu. Da, aici la Craiova, când ajung, mă întâlnesc cu Fănica lui Zăpăcitu. Și mă, Neamărine, te duci la București, mă, te duci la București? Aha, zic eu, mă duc. Și când pleci? Păi când să plec, zic eu? Mâine seară, că mai stau pe aici pe la Vărul. Bă, zice, uite ce mă gândi eu. Îți plătesc eu diferența, auzi, dar pleacă astăzi cu aeroplanul. Că e mâine ziua lui Nașu și așteaptă ceva de la mine. Așteaptă el ceva de la mine. Mă, stătui eu, mă gândi, mă suci. Mă, zic, ia să mă duc eu, mă, că tot nu fusei cu aeroplanul, mă, ia să mă duc. Mai ales că îmi spusă Fănică, îmi spusă băiatul. Bă, Mărine, în 50 de minute ești la București, auzi, nepoate, niciun ceas întreg, bă, niciun ceas întreg. Gata, bă, zici și făcut, mă, o să-i la aeroport. Dar zice Fănică, mă, Neamărine, zice, ia și curca asta, că e ziua lui Nașu, să-i o duci. Dai grijă cu ea în aeroplan să nu te vadă că nu e voie. Bă, bă, dacă nu e voie, cum s-o duc, bă, dacă nu e voie? O, bă, și matale sub dolman, zici. Bag-o sub dolman. Bă, zici și făcut, 50 de minute nu o fi focul ăsta aia, știi? Luai curca, o băgai sub dolman, mă sui în aeroplan și mă așezai lângă geam, să mă uiți și eu pe afară, știi? Stau lângă geam acolo. Bă, nepoate, mă, când începură să uruie motoarele, bă, bă, când începură să uruie, s-a făcut curca mică, mică și băgă capul sub aripă, hopa, zic eu că am noroc, să sperie și stă cu minte. Bă, și când o rupse avionul la fugă, auzi? Când o rupse la fugă, fugi el, ce fugi, mă simțeam greu, așa, știi, dar odată mă ușurai, odată îmi fu ușor. Când mă uit pe geam, pământul câși, auzi, cam într-o dungă, cam într-o dungă pământul. Halal de tine, Mărine, zic, te văzut și în aeroplan. Mă, când îi spune lui Veta, rămâne cu gura căscată aia. Rămâne cu gura căscată. Dar uite, hai să spui, înainte să plecăm, veni la noi o fată frumoasă, mă, cu niște oi negri, negri ca tăciunele, cu o tavă și îndete o bomboană. Păi ce să fac cu ea, zic? Ia-o și mănânc-o că stroznesc urechile. Mie, păi de ce? Zice, din cauza de diferență de presiune. Bă, zic, așa o fi. Și de tăi să-i plătesc bomboana, știi? Zice, nu se poate că e în prețul biletului. Auzi, bă, mare minune la aeroplan, bă, mare minune. Pe la trin te duci și ai biletul rezervat și îl găsești ocupat și de bomboane, nici gând de bomboane. Bomboane nici vorbă. Așa, el lua o bomboană, o desfăcui de foiță, când s-o bag în gură, hap, a dracu curcă, nu lua bomboana, mă, mâncă bomboana, mă. Ce mă fac eu acum, mă, zic, ce mă fac eu acum, dacă mi-o trosni urechile? Să vezi ce fac cu tine, să stai la curcă, știi, să vezi ce fac cu tine dacă mi-o trosni urechile. Plecară, mă, știi cum se vede de sus, bă, să văd casele mici, mici oameni, așa ca niște furnici. Ca niște furnici, dar merea cald. Dolmanul gros, ținea și curca cald. Mă, zic, nu sta nimeni pe lângă mine, mă deschiai la dolman, să las curca slobodă, să mai răsuși o țâră, să nu o înnăbuș. Că să uita săraca, să uita într-o dodie așa la mine, cu gura căscată și cu limba afară. E, zic, mâncași dulce, acu ți-o fi sete. Mai rabdă și tu că nu o fi foc, acum și că ajungem. Gata, zice, pregătiți-vă, aterizăm la București peste câteva minute, legați centurile, băgai curca la loc, închisei dolmanul, puseai cureaua aia, știi. Dar veni fata, zice, nu e bine, lăsați-mă pe mine. Mă, și când zmuci o dată de-a curea, zic, hai că s-a dus scriptura lui Nașul Fănică, știi? E, ne învârtirăm noi, ba pe o parte, ba pe alta, ne mai învârtirăm o dată. Auzi, mă, adreacu curcă, începuse să mă ciugurească de nasuri la nădragi. Mă, zic, ce fac eu cu asta, mă, mă fac de desul lumea ce la București, ca nădragi după mine. Și de tei una de-o mai potoli, știi? O mai potoli. Fata zice, nu ne primește la București, că e ceață, merge la Constanța. Îu, Doamne, ia, mă, cum să merge la Constanța? Auzi, domnișoară, ce te rog, dă și mie, mai dăm niște bomboane, știi? Eu cu gândul la curcă să-i dau să mai potoli, să mă las în pace, știi? Și unde te fata, un pumn? E, până la Constanța, un dopai, că mă și gândeam, mă, de nu eu ieși lui ăsta potroacele dulci, să-mi tai mie gâtul, auzi. Ies potroacele dulci jos. Ajuns la Constanța, zice, stăm aici ea. Stăm aici și așteptăm până ne primește București. Mă, de tine jos acolo, sala aia acolo, beu o țigare, mai beu una, mă, zic, ia să-i dau eu la curcă să bea apă, să nu-i să plece de le bomboane, știi? Mă, duc să-i cu ea într-un loc acolo, așa, și de tine eu să bea apă. Beu ea ce beu, când ieși afară, sala pustie, dar unul zice, ce faci, bă, nene, bă, că-ți pleacă aeroplanul, bă, fugi repede, că-ți pleacă aeroplanul. Plecă, mă, auzi. Și plecă. Rămăsai cu curca în Constanța. Bă, ce să fac eu, Constanța, aici, mă, că procesul meu e la București. Și ziua lui Nașul lui Fane, tot la București. Dar fusei noroc că cunoscui pe unul după vorbă, că e după la noi. Știi, și mă lăsai la el. Mă, nene, că zic, de unde ești? De pământ. Păi, ce, la Catane, zice el. Oh, păi, și eu sunt la Băilești. Păi și ce faci pe aici? Pe dracu, zic, ce să fac? Și-i spus să-i tărășene. Lasă, zice el, că ai noroc că e te pleacă cu un aeroplan nemțesc, care se duce la Paris, dar dă și pe la București. Vorbesc eu cu ei să te ia. E, vorbi el cu cine vorbi și mă loc. Când mă sui aici la avion, mă veni la mine o nemțoaică, mă, frumoasă, mă, bălană, de ziceai că e făcută din frișcă, auzi? Din frișcă, așa, bălană.
Veni cu bomboana, știi? Să-mi dea bomboana. Dar dracu curcă, hap, mi-o luă și pe asta. Bă, când văzunem soaica să sperie, căzut tava din mână, ce mai? Căzura bomboanele pe jos. Dar pe urmă veni lângă mine. Veni lângă mine și îmi dopă curca lui Fane, auzi? Eu îmi dopă cu ciocolată, cu bomboane. Bă, zic, dacă s-o mai face ăsta potroace acre, să nu zici mie, Mărin, auzi? Să nu zici Mărin. Dar nemțoaica zice, șon, zărșon. A, zic eu, curcă, curcă. Ia, ia, șon. Curcă, e curcă. Ce șoșon? De unde șoșon? Ia șon, zice, e șoșon, așa eu zice la curcă pe nemțești. Ei, ajunserăm aici la București, mă dătui jos, auzi, mă, nepoate, dar nu scăpam de nemțoaică, bă, nu scăpam de ea. Mă mângâia curca, o mângâia, o pupa, eu mă uitai, mă, mă vede vreunul de la Băileș, mă spune lui Veta de nu mă spală toată apa jurului, auzi? Toată apa jurului nu mă spală. Dar până la urmă plecă nemțoaică. Plecă nemțoaică, dacă plecă ea, stai să mă uit și eu, bă, după aeroplan, zic, să vă cum plec. Bă, nepoate, bă, bă, să vezi drăcie, mă, când era aeroplanul așa în aer, mă, când se zmuci odată curca, și-o luă la zbor după aeroplan și du-se pu, auzi, du-se pu. Gata, zic, zburară potroacele, lunașul, lufănica, lui Zăpăcitul, să duseră. Mă, nepoate, bag seama, să spurcase curca la bomboane, auzi? Să spurcase la bomboane, că altfel nu-mi dau seama ce să fost cu ea. Ce să fost cu ea? Întrebarea de logică. Ion câștigă 500 de euro pe lună. Smărândița, soția lui, cheltuie 1000 de euro. Întrebare. Știe Ion de existența lui Vasile? Vei tu acasă, Costi, că nu te mai scap eu de mâine. Mă duc să iau țigări și informația. 1 și 5. Parcă ar lua Kent și New York Times. Nu mai pleci tu de acasă singur, Costică, de mâine, nici pe balcon, deși stăm la etajul 7. Nu mai am încredere nici în legea gravitației. Țigări și informația, whisky și balet! Și mâine îmi cere mie bani de tramvai, căci că-și ajută părinții. Of, vii tu acasă, Costică, dar uite că nu vine și e 1 și 10. Asta a fost norocul meu. Uite, Melania, ce bărbat bun are. Nu știe decât servici, casă, casă, servici. Toată ziua stau bot în bot. Ce noroc pe păpădia aia. Al meu cum întorc capul, cum o întinde. Na, dar de mâine îți închid hainele în dulap. Da, să te văd pleci mai eu. Ăsta e în stare. Își pune pe spate numărul de la bloc și zice că e în crosul primăverii. Na, de mâine las gol. Gol. Dar nu vine acasă, uite-l că nu vine. Ia să-i dau eu un telefon lui Melania să mai stau de vorbă cu cineva când nebunesc. Nebunesc dacă nu vorbesc cu cineva. Ah, Costică, Costică. Să vezi tu ce pățește mâine. Alo? Alo, Melania? Te sărut, dragă, dormeai? Nu vreau să știu dacă veniți sâmbătă la noi. Să fiu sigură. Sigură tu? Da, cum singură? Nu, sunt cu Costel. Da, e lângă mine, citește. El mi-a spus să vă dau telefon. Da. Tu ce faci? Grig ce face? Grig citește, dragă. Eu. I-a apucat cititul pe amândoi. Mm-hmm. Da, băi, dar Grig e de la 7 în pat, să știi, da. L-a luat așa cu rece și s-a băgat lângă mine în pat, dragul de el. Da, Costel, ce face? Tot în pat. Tot de la 7 și tot focate. Adică ce spun eu de la 7? De la 4 s-a suit cu ea în pat. Doamne ferește! Păi o fi captivantă, tu. Precisie, dar noi pune o mână pe el. Păi tu nu ești lângă el? Nu, tu, eu stau pe covor. Da, la mine acasă stau cum vreau, fac ce vreau. Dacă vreau urlu, dacă vreau stric, dacă vreau sparg. Ce faci? E, dacă am nervi. Dar acum n-am. N-am de ce să am, așa că... Mă rog, Costeluș, nu-i terminat odată captivanta aia să fie acasă? Adică, lângă mine. Du-te tu lângă el, dragă, să nu răcești pe covor. Nu, tu nu suportă, știi? E pasiunea lui, cea mai mare este cititul, da. Toată ziua stă în casă cu o carte în mână. Ia-o-s-i. O fi polițistă, dragă. La ora asta, cred că este invers. A, da, sigur, să nu viseze urât, dragul de el. Dar Grig, ce citește tu? Grig, ce citește? Iulius Cezar, dragă. Istoricul. Nu, voi.
beletristic. Păi tu nu știi ce fel de om e, Grig? Puzilică! Tu ai dulceață, mamă! Lasă, dragă, nu-l mai alinta atâta, că o să-și o ia în cap. Grig, dragă! Hai, dar nu-l cunoști, să dăm cezarului. Ce-i al cezarului? Da, lui Costel, cum se cheamă? De ce, dacă știi? Păi da, e clar. Dacă o ascunde de tine, înseamnă că e rușine cu ea. Mai încape vorba? Dar cine e tata, dragă? Dar ce crezi că-mi spune? Da, tu? Tu ce faci, dragă? Eu? Eu ce să fac? Uite, îi spun un Grig, puzilică. Dacă mă mai țin cu lumina asta aprinsă, să știi că eu scriu la ai mei, iubitule. Tu? Eu ce să fac tu? Nici eu nu pot să dorm și eu mă chinuiesc așa cu lumina aprinsă, dar nu pot. Ei, lasă, dragă, mai bine să ne chinuim cu lumina asta aprinsă decât să pățim ca tanța. Păi ce-i vorba asta? Ce-a pățit? Păi ce, nu știi? Nu. Cum nu știi? Nu. Formidabil, dragă, nu știi ce s-a întâmplat Radu al ei? Vai, nu dă pe acasă cu nopțile, dragă, bă, nu-i dă un ban. Tu, și-o fi găsit vreuna? Sigur că da. Săraca tanță. Pa, dragă, pa. Biata fată. Pa, pa, pa. Ce faci, Costică? Citesc, mamă. Ce citești? Iulius Cezar mi-a dat-o Grig. Ia uzi. Și citești așa pe întuneric? Păi eu știu pe din afară, o știu de mult. Da. Vezi că te-a rugat Grig să-l suni cum ajunge acasă. Da. Alo, Grig? Da, Costel te deranjează, mă. Am ajuns. Am ajuns cu bine, la ultima pagină. Dar urmează atentatul. Care bar? Bar de noapte? Și tu, Brutus? Căscuta. Vom încheia această ediție de Moldova a Galei Umorului, răspunzând la câteva SMS-uri pe care le-am primit deja în timpul emisiunii. Bună oară! O doamnă din Văscăuț, Suceava, ne întreabă care e diferența dintre un optimist și un pesimist. Răspuns! Diferența este că optimistul învață limba engleză, iar pesimistul chineza. Aviz turiștilor moldoveni care vizitează complexul Dragonul Roșu. Aveți grijă ce vorbiți, fiindcă deja chinezii au învățat românește. Un domn din Bălțile Noi ne întreabă dacă este adevărat că și americanii au pitici. În principiu da, însă ai rușilor sunt mai mari. Un domn din Chișinău se întreabă cum se poate trăi doar din salariu. Răspuns: nu știm, nici noi nu am încercat. Să trăiești, tipule, să trăiești, să mă iubești. Permiteți? Da, poftim. Mulțumesc. Dar ce surpriză plăcută să vedem iar la noi. Dar cu ce ocazie pe aici? Da, tăticule, am venit să-mi dai și mie un serviciu. Pentru dumneavoastră? Da, pentru mine. Sunteți încă atât de tânăr, nici nu v-ați trezit încă bine la viață. Sau cumva nu mai are cine să vă întrețină? Da. Am rămas orfan de mamă și de pensie ei. Da. Cred că a fost o pierdere mare pentru dumneavoastră. Sigur, 1500 pe lună, că avea și vechimea muncă. Da. Și ați rămas singur acum. Sigur. Da. Și n-ați găsit pe cineva care să vă înfieze? Nu, a vrut să mă înfieze o tovarășă, dar... Și? S-a opus nevastă-mea. Aha. Sigur. Spuneți-mă, dar în ultima vreme, cu ce v-ați ocupat? Cu vânzarea de mobile. Da? Și rentează? Da. Nu mi-am dat seama, mi-a vândut numai mobila din casă. Așa da. Că am venit să dai și mie un serviciu. Te rog, tăticule. Da.
E, dar văd că din fișa dumneavoastră iese că ați lucrat în mai multe locuri. Știți, mă surprinde că nu v-au căutat pe acasă cu pensia. Nu, m-au căutat, m-au căutat și m-au găsit. Sigur, pensia alimentară de prima căsătorie. Aha. Da. Uitați, văd aici că ați lucrat la ONT. Da, am lucrat la ONT cu turiștii străini. A, cunoașteți și limbi străine? Vai de mine, vai de mine, limbi străine. Ciao, ragazzi, del mio cuore, piu! Piu! Da. Sigur, nu, să știți că eu mă înțeleg, știu străinește. Mă înțeleg cu francezii, cu englezii, numai să știe românește și... Da. Ala e. Și de ce ați plecat la ONT? Nu, eu am vrut să mai rămân, știți, da? M-a pus pe liber. De ce? Nu știu, m-au prins cu niște bonuri de masă. Eu nu știam. Mi-a spus cineva că e valută. Mm. Și m-a prins cu niște, de-astea, cu niște obiecte pe care le dădeam cadou contra cost. Da. Uitați, văd aici că ați lucrat și la Salvamar, nu? Da. La Salvamar. Am lucrat, da. Nu, aici a fost cu ghinion. De ce? Numai din ghinion în ghinion. Da. Știți, într-o zi eram în pauză de masă pe mal. Aha. Doi tipi, nu știu cine a pus tocmai la ora aia, i-a pus să sărnece. Unul țipa după mine și al doilea țipa la fel. E, păi ce să-i fac eu? Nu? Putem să-l las semișul. Unul dintre ei, mai ambițios, s-a dus la fund. Nu m-a lăsat să termin semișul. Nu, s-a dus unde drept și s-o odihnesc. Al doilea m-a salvat și m-a dat afară. De ce? Mi-a spus că n-am orientare. Ăla era controlul nostru financiar. E, da. Sigur. Eu cred că este foarte neplăcut, știți, ca să nu fiți apreciat așa la justa dumneavoastră valoare. Nici o grijă că avem noi post pentru dumneavoastră, așa, pe măsura dumneavoastră. Ce trebuie, Digo? Ce-ți spune să vă dăm un post la paza contractuală? Nu, paza contract. Eu dacă nu dorm în patul meu, visez numai urât. Gogonele, gogoșari, cămile, iepuri, pitici. Da. Atunci să vă dăm, știu eu, la irva, la sticle. Nu, la sticle goale. Dacă ar fi sticle pline, mă rog, mai ne înțelegem. Dar vă rog, uitați-vă acolo. Poate găsiți ceva, vreun post de ăsta de cântăreț. Cântăreț de muzică ușoară. Păi de ce, aveți voce? Eu? Da. Vai de mine. Dacă îți cânt un cântec italian, ți se face dor de ei din provincie. Pe cuvântul meu. Da, nu, am voce pe cuvânt. Dacă vreți să facem altceva, uite, merg la nunci. Preț de vizură, preț redus, ca la soldul. Da. Nu, prim și găina, strig. Trăiască bine asta, a dat 200, dar mulțea trăiască. Stați puțin. Noi nu avem astfel de posturi. Nu. Sigur că nu. Mă rog. Dar fiți atent, poate găsiți ceva vreun post de dansator. Vai de bine. Dansiți ca un fulg de ovăz. Zău, ia uite aici. Un moment. Da. Nu, să știți că eu când intru în priză, două zile, numai așa mă țin. Stați puțin, ieșiți din priză. V-am spus, noi nu avem astfel de posturi. Ce vreți să facem? N-aveți, pardon, iertați-mă. Atunci mergem mai departe. Poate ceva, eu știu, vreun post de... director sau, mă rog, nu, director ajung, șef contabil. Sau ceva poate pe la casa de ajutor reciproc. Uitați ce se întâmplă. Noi avem posturile astea pe care le-am putut oferi. Altceva nu avem. Altceva n-aveți. Bun. Vă zic că n-aveți. Vreau omul să muncească și dumneavoastră nu-i dați un post ca lumea. Nu, tăticule, nu merge cu mine. Află că mai am un dulou acasă, îl vând și pe ăla și 8 zile tot stau la bar. S-a isprăvit cu un zâmbet gala noastră minunată. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și altă dată. Adică săptămâna viitoare la aceeași oră. La Gala Umorului.